Până acest weekend, la sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin a avut loc un eveniment important în memoria unei legende. Este vorba despre regretatul profesor emerit Ion Milovan, care a adus cinste și onoare sportului mehedințean. Ion Milovan a fost un jucător și antrenor de handbal, una dintre cele mai mari personalități ale sportului de performanță și handbalului din județul Mehedin și din România. Autoritățile competente din Drobeta Turnu Severin au dorit să-l cinstească și au organizat un eveniment în memoria acestuia. Probabil și merită să ne aducem aminte, într-adevăr au trecut 3 ani de când, cum spunea dumnealui, face handbal cu îngerii și cu, știți dumneavoastră, să nu mai comentez eu și a doua calitate de înger, care nu sunt așa buni în cerul pe care Dumnezeu nu a ținut neapărat să-l mai lase pe domn profesor alături de noi. Ne amintim cu plăcere, este o zi importantă, domnului profesor îi plăcea foarte mult de zilele Severinului să facem câte un turneu. Astăzi memorialul este exact cu această ocazie. Mulțumesc primarului pentru că fără finanțarea primăriei și Consiliului Județean nu se putea rezolva această. Mulțumesc foarte mult! Vreau să comunic că sunt mândru că l-am cunoscut pe fostul antrenor emerit al județului nostru, Ion Milovan. Sunt bucuros că am putut participa la antrenamentele dânsului timp de 2 ani de zile și mi-am însușit multe cunoștințe care le-am pus în practică în cariera de antrenor. Pe această cale doresc din nou să mulțumesc foarte mult Consiliului Local, primăriei Drobeta Turnu Severin pentru sprijin, în speță domnului primar, Marius Creciu. Mulțumesc doamnei consilier Doina Dobre, care s-a implicat trup și suflet în acest memorial, și tuturor participanților care au venit la sală și ne susțin și ne încurajează. Să ne spuneți, vă rog, cine va juca? În momentul de față au venit fostele eleve ale domnului Ion Milovan și va juca, s-au format 2 echipe, va juca Milostar 1 contra Milostar 2. Primarul Marius Creciu este un iubitor al sportului, promovând acest lucru de fiecare dată când are ocazia. Evenimentul organizat în memoria lui Ion Milovan nu s-ar fi putut realiza fără implicarea acestuia. Ne bucurăm să putem sprijini, ajuta astfel de evenimente. Vorbim de memorialul Ion Milovan, un om care și-a pus amprenta asupra sportului mehedințean, asupra handbalului mehedințean. A avut foarte multe performanțe sportive, multe care au ieșit din mâna antrenorului Milovan, iar noi, ca și administrație locală, ca primărie, suntem bucuroși să sprijinim, să ajutăm astfel de evenimente. Au fost meciuri multe de handbal în sală. În momentul acesta se desfășoară un frumos joc între fostele eleve ale profesorului Milovan și, vedeți, noastră sunt foarte multe fete, încă mai fac sport, încă mai au curajul să se miște, să facă handbal. Toți cei care l-au cunoscut și iubit pe regretatul profesor emerit Ion Milovan au fost prezenți la eveniment. Cum este să reintrați pe teren? Extraordinar de bine să jucăm la un turneu în memoria tatălui meu, este extraordinar. Mă bucur că fetele au venit în număr cât mai mare la meci și sper să mai facem o altă ediție. Fratele meu și-a dedicat toată viața acestei pasiuni pe care a avut-o de mic copil, care este handbalul. Și într-adevăr a avut rezultate remarcabile. A făcut ca orașul nostru să fie pe harta handbalului din România. A ajutat foarte multe fete care și acum joacă la echipe cunoscute din țară. Ne amintim cu drag de meciurile și de atmosfera care era în sala polivalentă și, bineînțeles, cu regretul că el nu mai este printre noi. Ion Milovan pentru județul Mehedinți a însemnat un adevărat om de sport, un profesionist care a scos multe talente și a avut cele mai bune rezultate din județul nostru. Un eveniment care ne face să ne aducem cu drag aminte. Da, ne aducem cu drag aminte, din păcate au trecut 3 ani de când nu mai este printre noi. Pentru mine înseamnă mult mai mult pentru că a fost colegul meu, am antrenat împreună, am avut echipele împreună. Și am avut foarte multe de învățat de la acest om.
În memoria sa s-a desfășurat un meci demonstrativ susținut de către fostele sale eleve, care au ajuns astăzi la vârsta maturității. Am puține emoții, ținând cont că n-am mai jucat de foarte mult timp, dar, ca de obicei, este o mare plăcere. Cu ce amintire ai rămas de la profesorul Ion? Păi, crede-mă că nu aș ști cu ce să încep prima dată. Absolut tot ce ține cont de domnul profesor Ion Milovan este o amintire plăcută. Absolut tot. A fost un om foarte deosebit și a pus foarte multă pasiune în tot ceea ce a făcut el. Să ne spui, te rog, cum este să reintri pe teren? Destul de extraordinar să ne reamintim perioada pe care am trăit-o alături de formidabilul antrenor. Ce amintiri ai păstrat? Amintiri doar frumoase, nu se pot numi altfel și suntem mândre să facem parte din fosta echipă Milostar pentru omul care a adus cinste și onoare sportului mehedințean. De asemenea, au avut loc jocuri sportive de handbal feminin, categoria junioare 2, cu diverse echipe din țară, dar și din Serbia. Să ne spui cum ți se pare eveniment? Mi se pare unul bun, ne aduce aminte de domnul Milovan. Acest eveniment a fost făcut special pentru dânsul. Urmează să joci? Da, joc la CSS Drobeta junioare 2. Jucăm contra HM Craiova și Kladovo. Între anii 1958 și 1973, Ion Milovan a fost jucător activ de handbal la Dinamo București, Știința Bacău și la alte cluburi din Orșova și Drobeta Turnu Severin. Din anul 1973 a fost antrenor la CSS Drobeta Turnu Severin, unde, timp de aproximativ 40 de ani, a condus una dintre cele mai performante secții de handbal feminin din România, care a dat handbalului național și internațional jucătoare cu nume sonore. Pentru dezvoltarea sportului românesc și creșterea prestigiului handbalului, profesorul Ion Milovan a fost apreciat cu diplomă de merit de către Comitetul Olimpic Român și Ministerul Tineretului și Sportului, fiind singurul antrenor emerit de sport din județul Mehedinți.